Cum ai decis să renunți la România? Inițial nu am renunțat. Inițial mi-am depus actele la rectorat ca să îmi păstrez postul de preparator universitar cu condiția ca eu să mă înscriu la un masterat. Și m-am înscris la masterat, după aproape un an de zile a trebuit să învăț materia, să dau examen, să-mi duc la admitere, să merg la interviuri. Dar am realizat că masteratul era în Bangkok și eu nu stăteam în Bangkok la acea vreme. Stăteam într-o provincie lângă Bangkok, care era considerată provincie. Cu totul că avea 2 milioane de locuitori, era provincie. Nu era centru universitar, nu era centru... Era centru industrial, multe fabrici japoneze și multe parcuri industriale se află în Chonburi, dar nu era centrul Thailandei. Și eu am vrut să mă mut atunci în Bangkok, unde m-am scris la facultate, la universitate, și am făcut un masterat de 2 ani de zile în limbile și literaturile scrise în limba engleză în țările asiatice. A fost un masterat foarte, foarte interesant, destul de ușor pentru mine, cunoscând limba și fiind citit în literaturile asiatice. Iar când am terminat, atunci a trebuit să iau decizia. Moment foarte greu. Moment foarte greu. Ce fac? Mă întorc. Și am și venit în Arad. Mi-am dat concursul de asistent. Trebuia să dau concursul de asistent, să avansez în funcție. Și am decis să mă întorc în Thailanda, unde îmi găsisem și o slujbă mai bună. Și am crezut eu că voi avea șanse de împlinire profesională mult mai bune. Și eu spun că am luat o decizie bună. Foarte bună. Și au trecut 13 ani. Au trecut 13 ani de când sunt în Thailanda, 12 ani de când sunt în Bangkok. Și acum ești profesor acolo de unde ai început? Nu. Acum predau istoria în limba engleză. Predau istoria Asiei, istoria universală și istoria Statelor Unite într-o școală internațională din Bangkok. Tot școală privată, foarte scumpă, elevii sunt din familii foarte bogate, care își pot permite o școală privată. Clasele sunt foarte mici, nivelul de educație este bun, acum că vor elevii să învețe sau nu, asta este altă poveste. Unii vor să învețe, alții nu vor să învețe, unii sunt de bani gata, alții doresc să continue afacerea familiei și învață mai bine. Este o slujbă foarte bună pentru mine și foarte ușoară. Tu ești mulțumit. Sunt mulțumit. Nu te întreb cât câștigi. Nu sunt mulțumit. Aș vrea să fiu într-o școală și mai bună. Aș vrea să am salariu și mai mare. Sunt școli și mai bune la care ai putea să ai acces? Școlile în Thailanda sunt școlile de stat care nu își permit să angajeze străini să predea limba engleză. Și atunci sunt școlile private thailandeze, unde am început eu să lucrez, de obicei afiliate de o dioceză, de o biserică, unde există o comunitate care își trimite copiii la școală. Comunitate care bănuiesc și contribuie ca să susțină școala respectivă. Sigur, contribuie și atunci există și biserică în curtea școlii. Cei care vin la biserică au... plătesc taxe mai ieftine la școală. Deci au reușit ei să rezolve un sistem. Uite, asta în care... e un lucru foarte bun și poate ar trebui și noi românii să-l învățăm. Asta e un lucru foarte bun. Un sistem în care ei se ajută pe ei înșiși prin puterile lor, prin puterea comunității. Nu primesc subvenții de la stat, absolut. Totul se face din taxele primite de la...